În primele 10 luni ale anului, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța au fost înregistrate 2641 de nașteri. Din totalul nou născuților, 342 s-au născut prematuri. Cel mai mic nou născut îngrijit în secția de neonatologie, compartimentul terapie intensivă, este o fetiță care a avut la naștere 600 de grame, dar și multă poftă de viață. Trei luni a primit tratament de specialitate, fiind în permanență monitorizată de către personal medical din compartimentul terapie intensivă neonatală, care i-a devenit pur și simplu familie. La sfârșitul lunii martie, a plecat acasă sănătoasă și cu peste 3 kg și jumătate. În acest moment primesc îngrijiri de specialitate 17 bebeluși prematuri. 10 sunt la terapie intensivă, iar cel mai mic pacient al Spitalului Județean Constanța cântărește 900 de grame. Este o fetiță născută la începutul lunii noiembrie, și ei și celorlalți micuți care au venit mult prea repede pe lume le urăm din tot sufletul ani mulți și sănătoși.